Pizza este aproape gata. Roxana și-a permis împreună cu Surya să vină pe canapea. Surya este o zvârlugă. Merităm după ce am muncit acolo. În primul rând să-i spunem la mulți ani Roxanei. Când a fost ziua ta? Mulțumesc frumos, pe 31 mai. Adică cu două zile. La mulți ani, dragă. Da, mulțumesc frumos. Ce ai făcut de ziua ta? Și mi-am închis telefonul, a fost pariu cu Paul. 24 de ore închis telefonul și el m-a furat cu totul și m-a dus la Regina Maria, pentru că știa că e așa o dragoste între mine și Regina Maria și ne-am dus la Balcic. Așa. Și am petrecut o zi minunată acolo, după care era un obiectiv de care nu știam și care îmi doream foarte mult să-l văd, respectiv Dragoni Îndrăgostiți de la Varna. Așa. Iar aici suntem, suntem la Toronto. Uite, unde, da, ne-am întors de curând, știi că am intrat, acolo este ea, la acvariu. Ta-nam, ta-nam. Și aici suntem la cursuri, pentru că ne-am dus de fapt la cursuri. Uite, avem încă doi Life Activation Practitioner, în fine, de ale noastre cu energia. Ce mai face Niagara, dragă? Uite ce frumos face Niagara, deci este o atmosferă senzațională și acolo. Deci m-am dus și am lăsat acolo tot ce nu aveam nevoie. Asta-i mami. Ea e mami, da. Aha. Toate emoțiile să lasă să scurgă și pe ce l-am lăsat au venit altele, după cum știți povestea mea cu Măseaua. Da, așa arătam. Dar ne amuzam și atunci, ce să facem. Iar asta, da, acolo la Niagara sunt și tot felul de... Asta era de ceară, muzeul de ceară. Și ne-am distrat, că până la urmă, dacă în viață nu ne facem aceste momente de bucurie, despre ce e vorba. E acolo, am fost de acolo, am fost în barca aia și vă... Și da? V-a stropit. Și ne-a făcut fleașcă, nu că ne-a stropit, cam cum am transpirat acum la pizza. Iar asta este profesoara noastră care va veni și în iulie din nou în România. Foarte frumos. Bravo, bravo. Deci, ce ai primit de ziua ta? Ce am primit de ziua mea în afară de surpriza asta, da. Sincer să fiu, nu știu, că duminică ne mai sărbătorim și atunci am primit o IE din partea colegilor cu care colaborăm pe My Academy și în rest ne sărbătorim duminică, așa că pot să vă povestesc după aia cam ce... Deci surprizele vor continua și... Știi cum, ziua mea este în fiecare zi a săptămânii și în fiecare zi a lunii și uite, am primit și ouăle astea pe care le-am făcut cadou și încă o dată mulțumiri. Doamne și domnilor, are Roxana o fică care este mai înaltă decât ea, dacă vă puteți imagina așa ceva. Cât are? 1,87 m, 1,86 m. Și câți ani? Are 18 ani. Doamne, și este portar la echipa națională de polo. Uite, Dragoni Îndrăgostiți. Știai că există așa ceva? Nu știam. Arată foarte simpatic. Noi suntem Dragoni Îndrăgostiți, evident. Da. Și cu tine. Tu ești cuiul de dragon. Ăla, uite, acolo. Tu ești ușorul. Pe post de ușorul roșu, exact, care se naște din... Vreau să spun că Surya este foarte dezinvoltă și îi place foarte mult, n-are nicio treabă. Deci, la două săptămâni, nu, la 7 zile, ea era cu noi la seminar, uite, de asta, da? Așa că n-are nicio treabă. Și peste tot, și la ritualuri, și ea se descurcă cumva. Fii atent, mami, ce este acolo, fii atent, pizza. Ia să vedem legătura la pizza. Aceasta este pizza cu care concurează. Deci, asta este a mea, cu pizza de poveste, fapta mea. Este joint venture și mulțumim frumos, am fost o echipă acolo. Și există și pizza Surya, așa deci, că... Ca să reținem, aceasta este pizza cu care candidează Roxana la prima pizza VIP. Are nevoie două minuțele. Nu uitați să o votați pe Roxana, așa cum ieri l-ați votat pe Tavi Clonda. Avem un cadou foarte consistent. Dumneavoastră rețineți rețetele, drojdia, brânza, toate secretele. Și pasiunea. Și pasiunea. Pasiunea. Deci, și cu ocazia asta, vedeți și ce agrează membrii familiei mele. Adică mai picanți, mai unii fără carne, mai unii... Dacă era să facem, trebuia și fără gluten. Dar, în fine, ne complicam. Iar Surya, cu ocazia asta, exclusivitatea, este prima pizza pe care o face Surya. E următoare. Ta-da! Prima dată când merg la... Ține microfonul. Curs. Așa. La știri. Așa. E frumos, doamnelor merită și domnilor. Merită un premiu, asta vreau să zic. Merită un premiu, da? Doamnelor și domnilor. Da, da, una, două, trei și acum. Am publicitate. Am publicitate. Am publicitate.